În ceea ce îl privește pe adversarul meu, să moară familia mea dacă nu o să-l refuze doctorii! Big Boss este un om bun, dar o să-l învăț maniere, o să-i torturez trupul, să învețe sufletul său să fie umil. A, să-i fac un dans de picioare, de o să alerge după mine, de o să obosească moșneagul, nu o să poată să-mi dea nicio bucată! Eu sunt alesul lui Dumnezeu, sunt ales pentru această luptă, iar Big Boss, când o să-ți sfărâm plămâni, o să înțelegi de ce vreau să-l bag pe Dumnezeu în tine. Vă promit că o să-i dau knockout din prima repriză, îl pun la pământ. Ce a zis? A zis că e alesul lui Dumnezeu? N-are nicio logică, n-are niciun sens. Când o să mănânci printr-un pai și o să fii paralizat de la gât în jos, lângă patul de spital, ți se vor aduna părinții. Îl vor cunoaște pe noul Big Boss. Ăsta știe că doar aruncăm cu vorbe aici, să întărâtăm lumea, să ne urmărească. E nebun, ce-i cu el? Lecțiile Domnului sunt atât de frumoase! Ce? Lecțiile Domnului sunt atât de frumoase? Bă, cine aranja, bă, lupta asta? Să moară familia mea dacă nu mi-a... Bă, nu-i corect față de mine! De unde l-ați luat pe ăsta? Iglește că n-au, homa!